În palatul cu trei steme de granit, neclintit stă împăratul și cu ochiul neclintit taie în două depărtarea și pustiul de oțel. Lângă dânsul împărăteasa îmbrăcată în foi de laur și un paj cu straie albe, cu ochi mari și păr de aur, blând tăcuți privesc la el. Sprijinindu-și dreapta în sceptru și cu gheoaga în mâna stângă și amintește cum dușmanul cearcă țara să o frângă și-i sapă împărăția moștenită din bătrâni. Și cum sta privind întinsul, plin de flori și de rubine, vede garda lângă dânsul și măreț întreabă: cine îmi va apăra hotarul de gheauri și de păgâni? Și atunci garda credincioasă, doi străjări feciori de sclave, 6 lănceri cu scuturi, 8 arcași cu lentiglavi, 10 ienicieri scutelnici, 3 gonnași omveștavoi au răspuns deodată: noi! Partea a doua. Diademe strălucesc pe la portaluri, iar prostimea se revarsă prin cerdacuri, valuri, valuri. Toți beau vin, căci împăratul a scăpat de o boală grea. Trâmbița și cântă în prispă și se încinge hora în grabă, când deodată împăratul ia o cupă și întreabă: cine îmbrăcat în aur va bea vin din cupa mea? Și atunci garda credincioasă, 2 străjări, feciori de sclave, 6 lănceri cu scuturi, 8 arcași cu lentiglavi, 10 ieniceri scutelnici, 3 gonnași și un viștavoi, au răspuns deodată: noi! Partea a treia. Jale mare la curte și furtună. Plânge doamna împărăteasă, iar curtenii toți s-adună, când deodată împăratul intră în sală tremurând și începe a striga plin de ură că se încinge întreaga casă. Care câine a fost aseară în alcov la împărăteasă? Cine e? Să-l tragă în țeapă. Și atunci garda credincioasă, 2 străjări, feciori de sclave, 6 lănceri cu scuturi, 8 arcași cu lentiglavi, 10 ienicieri scutelnici, 3 gonași și un viștavoi, au răspuns deodată: noi!